se aprinde. Ba, ne sunăm amanta sau iubita, fiecare după ce poate. Salutare puternicilor, încă o dată bine v-am găsit pe canal. Astăzi suntem cu o mașină din nou superbă și puternică, mașina președinților de stat. V-aș ruga foarte mult să dați un like, un share și un subscribe la acest canal, să mă ajutați să cresc eu cât mai mare și să vă ofer un content cât mai de calitate, să mă încurajați. Cam asta au fost spuse, haideți să trecem să vorbim despre această mașină. În spatele meu avem un A8W12. Bă, asta mașină, tată. Deci credeți-mă, am condus-o până aici și pur și simplu m-a surprins mașina asta. Deci îți dă o senzație plăcută la condus. M-am hotărât aici încolo să fac video-ul cât mai simple, să nu ne mai lungim, deoarece aveți specificații și cât mai multe informații pe alte canale mult mai specializate despre mașini. Eu doar vă arăt această mașină, dar este o mașină foarte rară, nu prea o vezi pe străzile din România. Păi, haideți să vorbim despre fața mașinii, bineînțeles, fața clasică de Audi A8 pentru generația ei. Mașina este din anul 2005, un motor de 6000W12, 450 de cai, 580 Nm și 48 de valve. Ce credeți că are această mașină? Și o capacitate a rezervorului de benzină de 90 de litri, deoarece mașina asta consumă, am observat. Avem farurile cu xenon, începem cu partea din față, avem faruri cu xenon, proiectoare de ceață și senzorii de parcare. Mașina este foarte dotată, dar nu are distronic. Iar în partea din față, pe această grilă, avem, bineînțeles, inscripția W12, ca să știi și să știe ceilalți ce motor ai sub capotă, un motor bărbătesc și potent. Haideți să vă arăt și motorul, dacă tot vorbim despre motor, cum arată un W12-60 pe această mașină. Am deschis înainte capota, bineînțeles că am făcut și noi niște poze. Haideți să vă arăt cum arată acest motor 6.0. Uitați cum arată această monstruozitate de motor. Bineînțeles, și pe acest capac avem inscripția W12-6.0. Ca să știi, bă, tată, ce este aici. Bă, un motor, simți cum trage acest motor. Este un motor aspirat, este la accelerare un pic puternic, dar după aia chiar simți cum are cuplu mașina asta. Deci, bă, e un motor mare, dar consumă, credeți-mă că consumă și mașina este foarte, foarte confortabilă, fiind, bineînțeles, pe perne de aer. Bă, deci ai o plăcere, n-am simțit să mă dau la ea, deci pur și simplu simțeam nevoia să merg în confort și îți oferă o plăcere de a conduce. Și în ciuda dimensiunilor ei de 5 metri lungime, deci nu știu, îți dă impresia că mașina nu are 5 metri. În interior este foarte spațioasă, o să vorbim după aceea și de interiorul ei. Bă, dar nu știu, parcă simțeam altfel mașina. Haideți să închidem capota și să ne mutăm în lateral, să discutăm în lateral despre această mașină. Ne-am mutat și în partea laterală a mașinii. Avem niște jante foarte superbe, cred că sunt niște BBS-uri. Avem sigla UTI, dar acest model știu că a fost pe BBS pus sau făcut de BBS, mai corect spus, cu niște jante pe 19, dar mașina este echipată cu anvelope de vară. Nu avem discuri perforate și ventilate, avem discurile standard, nu sunt ceramice, dar în schimb avem un etrier imens, bineînțeles, ca să frâneze această monstruozitate de mașină, deoarece este foarte grea, bineînțeles. Lateralul ei, bineînțeles, mașina nu este nouă, avem, bineînțeles, mașina mai are mici defecte de fabrică, dar înainte, dacă vă place această mașină și ce credeți, este la vânzare și este oferită de către partenerii noștri de la Offlease. Offlease, o să vă las linkul în descriere cu anunțul mașinii și cu pagina lor de contact pe Instagram. Ei vă vor oferi cât mai multe informații. Avem, mașina are keyless entry, keyless go, bineînțeles, la acest model de mașină nu aveai cum altfel, v-am spus, este foarte dotată această mașină, mai puțin, vorba românului, nu avem trapă și distronic, dar în rest veți vedea, avem răcire, încălzire, scaune, mult mai multe. Nu este varianta long, din câte puteți observa, este varianta normală, dar în schimb, foarte, foarte spațioasă.
O să ne mutăm după aia. Și uși ce îmi place foarte mult la această mașină? Avem ușile foarte, sunt foarte groase. Băi, sunt uși bărbătești. Deci înainte se făceau calitatea, se ofera calitate. Bineînțeles, pe spate la fel. Dar dacă vă uitați, ce vreau să vă spun pentru acel an, dar o să dăm un zoom ca să vă arăt, are o vopsea foarte, foarte frumoasă, are cu niște perle din acelea în vopsea, nu știu cum se numesc, lăsați-mi voi în comentarii, corectați-mi acolo cum se numesc acele perle. Ne mutăm și în partea din spate, să vorbim și partea din spate. Partea din spate clasică, bineînțeles, dar în schimb ce avem special față de celelalte modele, bineînțeles, inscripția. Și pe spate 604W12, ca să știi și cei din spate ce motor avem sub capotă, ca să ne dăm mar, nu? Doar am dat o căruță de bani pe această mașină, mai ales pentru acele vremuri. Așa, avem aceste tipsuri de evacuare, care mie, părerea mea, că arată super bine. Dar eu, dacă aș avea această mașină, mi-aș pune două ca la S8. Două pe parte, două pe parte. Părerea mea, și așa este clean, curat, dar nu știu, aș duce un pic sportivă mașina asta. Cum v-am spus, eu aș schimba tipsurile pe spate, nu știu, cum vrei acum mașina, eu sunt partea aia cu modificările, mai duce un pic într-un pachet de S8. Bineînțeles, nu vom avea un 3.0 diesel și cu pachet de S8, vom avea chiar un 6.0 și cu pachetul S8. Nu știu, eu așa aș face această mașină. Bineînțeles că acest crom totul negru, nu știu, nu suport cromul. Stopurile sunt cu LED, este varianta facelift acest model. Și ce am rămas surprins la această mașină este foarte, foarte încăpătare. Orice spațiu de depozitare, bă, este foarte, foarte mare, o să vedeți. Haideți să vă arăt întâi portbagajul, ca să vedeți cât portbagajul avem la această mașină. Bineînțeles, portbagajul este electric. Face un pic de sunet pe aici, din cât observ, cred că astea sunt schimbate, aceste telescoape. Și uitați aici cât portbagajul. Băi, deci este foarte, foarte mare și foarte încăpător. Deci n-ai cum așa ceva, deci bagi două, trei trolere din acelea mari și pleci în vacanță cu familia, copiii, cu motorul ăsta clasic și potent și drum bun. Portbagaj cu închidere electric, acționat electric, bineînțeles. Ne-am mutat și în interior. În primul rând avem acest mahon. Bine, în acei ani se utiliza foarte mult acest material, deoarece ofera eleganță. Această mașină este o mașină elegantă. Foarte spațioasă, după câte o puteți observa. Avem scaune cu piele perforată și asta ne indică că avem răcire în scaune în această mașină, deoarece fiind piele ajută foarte mult răcirea, mai ales vara când se încinge pielea, și încălzire. Îmi place la Audi, tot timpul mi-a plăcut consola de aici cu schimbătorul, nu știu. E totul la îndemână. Zici că ești într-un avion, pur și simplu, acest schimbător mare, bărbătesc, tragi de el aici când o pui în drive sau în air, în mașalier. Ce are ceva, am fost atent la această mașină, niște mici detalii, nu știam, doar ce nu am avut Audi. Dacă puteți observa aici, avem două butoane. Este unul pentru start al mașinii cu amprentă și avem butonul de stop. Avem buton de stop separat, nu este un buton care și pornește, care și oprește această mașină. Și de specificat pentru această mașină, în carta mașinii spune, după ce ai apăsat butonul de oprit, de stop, ții piciorul pe frână și mai ții o dată apăsat până se blochează volanul. Neapărat și de specificat, mașina trebuie să fie cu roțile drepte, volanul drept, și mașina se oprește când simți un sunet de că se blochează volanul. O să vă arătăm imediat această treabă. Bineînțeles, clasic a mașinilor Audi, butoanele de control al navigației aici. Avem cup holderele astea două, cotieră individuală cu două părți, bineînțeles și un telefon Audi, frumos, ca să... Și ce credeți? Se aprinde. Bani, ne sunăm amanta sau iubita, fiecare după ce poate. Glumim. Bani, am închis. Aici, în partea din stânga a mea, este goală și, bineînțeles, după aceea, iar un spațiu de depozitare. Super, super bine. Îmi place poziția la volan, nu știu, după câte observați, eu stau foarte bine, deci foarte, foarte confortabil. Încă o dată, acest
volan este, acest schimbător, mă scuzați, este bărbăte. Deci nu știu, mi-a plăcut mai ales și următoarea generație după acest model, cu acel controller aici, joystick, cu acela, zici că e o manșă de avion, de bagi să-ți iei zborul. Mașina are 280 de kilometri în bord, nu știu cât prinde, n-am fost cu ea în Germania, deocamdată. Ce vreau să vă arăt, în schimb, la această mașină, este foarte interesant, haideți să vă arăt, torpedoul, bineînțeles, torpedoul, avem magazia de CD și uitați cât de mare poate să fie acest torpedo, cât de spațios. Deci aici dacă te duci la cumpărături, îți poți băga cumpărăturile și torpedo dacă vrei. Deci este foarte mare acest torpedo. N-am niciodată un torpedo așa de mare ca acesta. Haideți să ne mutăm și în partea din stânga să vă arăt, să vă arăt ce găsim pe uși și pe scaun, ce comenzi are această mașină. Bineînțeles, comenzile după ușă avem îmbrăcat în piele cu alcantara pe fața de ușă. Avem ușa de deblocat, ușa de deblocat, cele patru butoane pentru geamurile electrice și, bineînțeles, pentru copii, pentru a bloca ușile. În schimb, ce mi-a plăcut tot timpul la Audi, mai ales la A8, îmi place această parte de jos care se trage spre tine și ai spațiu de depozitare aici. Deci, pur și simplu, tragi și, după cum vedeți, avem spațiu de depozitare foarte mare, avem portbagajul, care îl putem deschide după ușă, capacul la rezervor. Și aici avem alarma și un sistem, bineînțeles, Bose pe această mașină, care sună foarte tare, foarte mișto pentru acea vreme. Ne mutăm pe partea din stânga a volanului, unde avem farurile, care sunt, bineînțeles, avem faruri automate. Cam asta a fost cu această parte. Acum haideți să ne mutăm să vedeți cum arată și acest bord. Haideți să-i punem un contact întâi. Gata, haideți să dăm și ok să vedem cum se aprinde și această mașină. Frumos, bineînțeles. Și de specificat, această mașină are doar 125.000 de kilometri, 563, ca să fim cât mai atenți. Întâi stai să pornim mașina ca să vedeți despre ce este vorba. Acest motor, bineînțeles, dinamic. Și acum, ca să oprim mașina, apăsăm o dată pe stop. Și uitați că ne spune acolo să mai apăsăm pe frână, să-ți mai ținem o dată mâna pe butonul de stop, piciorul pe frână. Și dacă ați auzit, a făcut un sunet. Blochează volanul. Până nu se blochează, așa scrie în carte, așa trebuie să faci și ați văzut, așa ne arată și în bord. Senzor de parcare și cam asta a fost de spus la interior în partea din față. Volanul se prezintă într-o stare foarte bună pentru acei ani, dar bineînțeles are kilometri puțini. Avem padele pe volan și avem acest buton pentru moduri. Aici schimbăm pe partea de muzică. Aici, în partea din dreapta, revenim și iar la fel volumul. Îmi place foarte mult că avem, în schimb, padele pe acest model. Haideți să ne mutăm în spate să vedeți și cum se stă în spate în această mașină foarte frumoasă și foarte luxoasă. Am uitat să precizez, mă scuzați, dar uit, avem și soft close pe mașină. Mașina are soft close, dar se pare că acel parte mecanică, arcul ăla care ține mașina, nu mai ține așa bine. Bănuiesc că proprietarul a cam dat cu ușa. Ne mutăm în spate să vedeți cum se stă la 1.72 ai mei și scaunul reglat pe poziția mea. Uitați cât spațiu mai am la picioare față de scaunul din față reglat pe poziția mea. Spațiu foarte mare și foarte generos. Deci chiar stai foarte bine și la un drum lung, liniștit. Iar pernele își fac treaba exemplar. Deci pur și simplu mergi, nu știu, parcă plutești pe nord. Deci îmi plac mașinile care sunt dotate cu perne de aer. Pe fața de ușă din spate avem, bineînțeles, piele cu alcantara. Avem butonul de deblocare al ușilor. Iar și pe ușile din spate avem acest spațiu de depozitat, care îmi place că este culisant. Și bineînțeles, iar inscripția Bose pe sistemul de sonorizare.
În schimb, ce îmi place la, mai place la Audi, bineînțeles că este o clasă și pe alte modele sunt, dar pe clasele acestea luxoase, îmi plac auguri de ventilație și pe stâlpi din jumătate, nu doar pe consola de centru. După cum puteți vedea, mașina este întreținută, este foarte bine, are kilometri puțini. Iar dacă vă permiteți impozitul și vreți să vă simțiți cum se simțeau președinții înainte sau îți doresc să fii un președinte, să fii așa, nu știu, să te dai mare, părerea mea că asta e mașina perfectă. Dacă îți permiți, bineînțeles, să o și întreții, doar ce are niște costuri un pic mari. O să ne mutăm la interior și să vorbim și despre interior și despre feeling-ul mașinii la condus. Haideți! Gata, guys, ne-am uitat și în această mașină, în această limuzină prezidențială. În dreapta mea, bineînțeles, Vlăduț, care mă însoțește mereu, cameramanul. Centura, tot timpul vă recomand să vă puneți centura, să nu conducem fără. Să reglăm frumos aici și să-i dăm OK. Băi, cum se aude acest motor, bă, băiat. Și înainte să începem să conducem această mașină, spun să facem și un 0-100, îl vom face cu telefonul. Bineînțeles că nu va ieși, nu știu, exact ca la carte. Timpii declarați la această mașină sunt undeva la 5.1. Am băgat în D și ne punem în mișcare. Bă, deci n-aveți idee, credeți-mă, cum se conduce această mașină. Gata, guys, ne pregătim să facem și un 0-100 la această mașină. Bineînțeles, piciorul stâng pe frână, schimbătorul în sport, accelerăm. Gata? Să-mi zici când ești gata. 1, 9, 3, 2, 1 și... Am plecat un pic mai greu, am niște o încălțăminte un pic care nu prea mă simt confortabil. Haide să mai facem o dată, că avem aici, acum o să știu să-i dăm mai bine. 3, 2, 1 și... Da, 6. Timpul este declarat de 5,1, mă scuzați. Punem în D și mergem liniștiți acum. Mașina am trecut-o pe confort, că de această mașină trebuie să te bucuri, bineînțeles. Și după cum v-am spus, această mașină este o plăcere să o conduci, deci pernele și fac exemplar treaba la această mașină. Și haideți să vă mai arătăm cum am specificat că această mașină este pe perne de aer și poate urca. Haideți să ridicăm mașina să vedem cât de mult poate urca această mașină. Și suntem în modul confort acum și chiar și în modul confort, cum calci un pic accelerația, o ciupești, simți cum această mașină te împinge de la spate, mașina fiind un motor mare aspirat. Nu știu, mie îmi place mult mașina asta, îmi place să o conduc, nu vreau să-mi închipui pe la cele vremuri în 2005 cum această mașină făcea senzație. Bineînțeles, avem rivalii seria 7 și S-clasă pentru această mașină. În schimb, la A8 ce am apreciat mereu și la generațiile actuale, nu știu, îmi place foarte mult interiorul la Audi. Mie, nu știu, e mai ales acum e pe partea asta de modern. Pe generațiile anterioare mai vechi, cum am precizat mai devreme, avem planșa asta aici cu schimbătorul care, nu știu, zici că e un avion, pur și simplu zici că îți iei zborul. Nu știu, e altceva. Acum depinde, cum am mai spus și în alte vloguri, depinde ce vrei de la o mașină. Vrei un S-Class care la partea de confort este lux. Am trecut pe niște speed bumper-uri, mașina preia foarte bine șocurile. Îmi place foarte mult că are răcire în scaune. Haideți să-i dăm un pic drum și la răcire, să vedem dacă își face treaba. Nu este nevoie, dar să vedem dacă această funcție funcționează. Ventilația scaunelor are
6 trepte de răcire. Deci, wow, 6 trepte de răcire pentru a-ți răci poponeața. Iar bineînțeles, dacă ești un barosan și te respecti și ai o tânără domnișoară lângă tine și este vară și are o fustiță scurtă, clar nu vei vrea să-i frigi. Știți voi ce vreau să spun? Nu știu, deci pur și simplu mașina asta nu te îndeamnă să mergi repede, să faci viteză, să-i dai în gură. Pur și simplu, nu știu, îți oferă liniște, calmitate, să mergi așa la drum întins, la croazieră, cu o viteză, nu știu, de 100 și ceva. Nu simți nevoia să faci întreceri cu ea, să... Dar în schimb mașina, dacă vrei, și asta, mașina chiar are parte sportivă, bineînțeles, la acest motor. Haideți să o trecem un pic și în partea de dinamic. Am trecut mașina pe dinamic, cutia în sport și este mult mai responsiv acum la accelerație. Cum o ciupești, imediat mașina accelerează, stă mai urcată în ture, volanul s-a întărit puțin. La suspensie, sincer, nu-mi dau foarte mare seama dacă chiar a schimbat ceva sau s-a întărit, doar ce suntem, drumul este ok pe DN unde filmăm acum, dar în schimb accelerația este wow. Ce zici, Vlăduț, îți place mașina? Bă, nu e genul meu de mașină, mi-e plac mașinile mai sportive și mai sportive, dar e mișto. Este altceva, o spun. În 2005 arată genial pentru 2005. Exact, și uite ce, cum se făcea înainte interioare, cum se făceau, ce calitate era și pielea-i piele, exact. Și nu știu, dacă ați fost atent, nu are foarte mari cute, adică, nu știu, înainte chiar se punea o piele. Acum se folosește foarte mult pielea ecologică, mă gândesc și pentru partea de costuri a mașinilor. Și scaunele sunt foarte moi, adică... Da. Bine, și o mașină de genul care scaunele ar trebui să fie moi. Exact, dar ce ai plătit o sumă foarte mare de bani, este o mașină luxoasă. Acum ne chipuim că suntem niște șoferi de la prezidențial și îl avem pe domnul Iohannis în spate și îl ducem unde are dânsul treabă și observ aici la partea de turații schimbă în ture foarte mici, adică suntem noi acum în confort și cu cutia în drive pe normal, schimbă undeva pe la mers normal, undeva 2000-1800 de ture pe acolo mașina schimbă. Haide să facem și o depășire în confort și dați ce repede face viteză, instant am ajuns la 80, la 50. Și credeți-mă, această mașină, dacă stai pe loc, nu putem să vă redăm noi pe cameră, cum accelerezi, pur și simplu se mișcă mașina, așa puterea are. Deci pe loc, dacă stai și accelerezi, mașina pur și simplu se mișcă. Mi-am dorit mereu să conduc o mașină cu motor din acesta mare. Într-un timp chiar aveam prin cap să mă uitam după un seria 7760. Dar mie unul vă spun, nu-mi plac mașinile long, nu, deoarece mașinile long sunt mai mult destinate pentru pasagerii din spate, pentru businessmen. Eu conducând doar o mașină, îmi place eu să o conduc, mașină gen de zi cu zi, nu-mi plac mașinile long, chiar dacă au mai multe opțiuni, au acele tablete, scaunele se întind, nu știu, parcă când văd acea ușă din spate mai mare, mai lungă ca cea din față, nu știu, parcă ceva nu-i proporțional acolo. Nu știu, mie nu-mi plac și pe seria 7, pe ultimul model, penultimul model, pe 760, acel motor, sunt doar variante long, nu există varianta mai scurtă standard, adică eu nu am văzut, deci eu m-am uitat, deci corectați-mă dacă greșesc în comentarii, în secțiunea de comentarii. Și încă ceva țin să vă precizez, dacă aveți o mașină frumoasă care vreți să o filmăm, să o prezentăm pe canal, dacă are o poveste frumoasă acea mașină, ați avut peripeții cu mașina, scrieți-mi pe Instagram, aveți link-ul meu în descriere, contul meu și acolo îmi puteți lăsa mesajul și facem într-un anume fel să filmăm mașina. Nu știu să vedeți asta pentru drumul lung. Da, deci mașina asta de drum lung, de vacanțe, cum ai spus și tu, Vlăduț, e
E fenomenală. Și mai ales pasagerii din spate, ai observat cât spațiu poți să ai în spate și cât de confortabile. Nici nu simți drumul. Cred că la un drum, nu știu, foarte lung te ia somnul în mașina asta. Deci e foarte confortabil, e foarte silențioasă, foarte bine sonorizată, numai plusuri. Asta e impresia de mașină, de confort, de mers la drum lung. Na, este una 8 la urma urmei. Mașina asta este axată pe confort, pe lux. Iar vă repet, dacă doriți să vă achiziționați această mașină, mașina este la vânzare la partenerii noștri de la Offlease. O să aveți link în descriere cu această mașină la vânzare. Îi contactați și pe ei pe Instagram, aveți și Instagramul lor în descriere. Le scrieți, au mult mai multe modele, vă pot aduce orice mașină pe comandă. Luați legătura cu ei, sunt foarte, foarte profi. Vă pot ajuta și cu finanțarea mașinilor, bineînțeles. Cam asta a fost și cu vlogul și cu mașina, o mașină superbă, un motor mare, un motor potent, motor echilibrat pentru această caroserie, un W12, motorul bărbaților, cum s-ar spune. Vă repet, dacă doriți să vă achiziționați mașina, este oferită de către cei de la Offlease, luați legătura cu ei, iar ei vă vor oferi cât mai multe informații despre această mașină. Vă mulțumesc că vă uitați la mine, că mă urmăriți, că mă susțineți, cei care sunteți acolo și abonați. În săptămânile următoare vreau să fac și un vlog pe canal în care am să plim abonații. Nu știu cum o să vă aleg pe toți cei care sunteți abonați la mine. O să mă gândesc la o idee, nu știu, primii 5-6 din comentarii o să fac o chestie din asta, o extragere la sorți. Să vă plim cu M5-ul ca să vedeți cum arată mașina. Mașina a suferit mici modificări. În următorul vlog veți vedea și vlogul cu modificările. Cam asta a fost puse pe ziua de astăzi. Eu am fost Teo, ăla am aici în dreapta mea pe Vlăduț, cameramanul meu. Dacă aveți nevoie de foto, video, contactați-l. The best! V-am pupat, ne vedem data viitoare. Bang!